Salutare, prieteni! Astăzi discutăm despre o personalitate care a marcat profund istoria Clujului, despre o personalitate ale căror creații putem să le admirăm și astăzi. Este vorba de un foarte, foarte mare arhitect, Laios Pachei, iar astăzi discutăm despre moștenirea lui cu istoricul Cristian Manolachi. Salută Cristian, bine ai revenit la Via Cluj TV! Da, bine te-am găsit, Claudiu! Uh, este foarte potrivit să discutăm cu tine despre Laios Pachei, pentru că tu îți desfășori activitatea la Centrul de Cultură Urbană Casino într-o clădire care a fost titorită de acest arhitect. Deci, practic, tu te bucuri în fiecare zi de roadele muncii sale. Da, e adevărat, moștenirea culturală a acestui arhitect, cunoscut al Clujului, da, dăi nu e încă și astăzi și sigur că, nu știu, bijuteria, mă rog, eu cred că sunt două bijuterii ale sale, da, cazinoul din Parcul Central sau vechiul casino, uh, chioșcul, cum îi spunea în epocă, da, este astăzi centru de cultură urbană și totodată hotelul New York, actualul hotel continental, care sigur că... actualul fost cu hotel continental, <laughs> ca să glumim, <laughs> da. care ajunge să fie din nou pus în vânzare. Da, Până acum am văzut că oamenii care l-au cumpărat, oamenii de afaceri, cu trecut mai tul vreau că am ajuns după grat, eu fiu vreun blestem sau ce s-a întâmplat. Poate asta va deveni blestemul Pachei Laios. Da. Sperăm că în privința administrației nu se, nu se păi, facem, -mă. aplică. Da, da. da. <laughs> îmi spun că bânti o fantomă pe acolo și vin turiștii să vadă, să caute fantoma. poate să devină, nu, nu, știu, imaginea Direcției Naționale Anticorupție. Da. Iată, ar fi o, o utilitate foarte, foarte interesantă. Da. Dar în afară de cele două clădiri despre care o să vorbim imediat, practic el a influențat foarte mult și ansamblul arhitectural al Pieței Unirii, care este dominat de statuia lui Ianoș Fadrus, statuia marelui rege Matia Corvinul. Da, este adevărat și aici, cumva vreau să punctez faptul că ansamblul statuar, Matia Corvinul, a câștigat premiul cel mare la expoziția internațională de la Paris, de la 1900. Și acest lucru este cu atât mai important cu cât putem constata faptul că orașul Clujul era bine conectat la arhitectura europeană și sigur că acest reper 1900, ca să zic așa, este reperul la Belle Époque, da? epocii frumoase, care cumva a ținut până la începerea primului război mondial. Și vedem că Clujul a ales o altă cale decât cea altor orașe importante din regiune, dacă la 1900 Oradea și Târgu Mureșul Uh, mizau foarte frumos și foarte apăsat pe Art Nouveau. Uh, Crujula preferă să-și păstreze moștenirea barocă, transformată într-un stil ecletic, în care s-au uh, topit diferite stiluri și tendințe, și cred că mm. la Pachie a fost unul dintre cei mai profunzi ale acestui stil ecletic, sintetic, sincretic, în care. Da. Este a... stilul, da. cumva, experții, specialiștii spun istoricist. Da. de în istoria artei și arhitect. Mai conservator, uh, dar da, fără este... să fie o copie nereușită. Uh, a, sigur că da, în... e un stil original. Preaștor. Adică este apreciat, este original. Sigur că are anumite inspirații neoclasiciste, ca să zicem așa. Nu vreau să intru foarte mult în tehnicalități, dar Pache Laios a fost asistentul, ca să spun așa, al unui ilustru reprezentant al acestui stil Hansen, arhitectul Hansen care a contribuit la ridicarea Parlamentului Austriac și chiar Pachelaio și-a avut ocazia ca spre finalul uh, tinereții sale da, când se apropia de 30 de ani să rămână asistentul acestui mare arhitect da, să continue să proiecteze monumente și clădiri în Austria, dar a preferat să se întoarcă acasă la Cluj da, iar aici vreme de patru decenii, de prin 1880 până la moartea acestuia în 1920-21, da, a ridicat unele dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului. Uh, dacă vorbim despre Laios Pache, haideți să vedem cine a fost el ca personalitate. Care ar fi reperele biografice care i-au caracterizat devenirea artistică și munca? Da, el are studii, studii, făcute la München, s-a format ca arhitect la Viena, în, în capitală, în capitală, da, capitala Imperiului la acea, la acea vreme. A revenit la Cluj, cum spuneam, în 1880 și pentru, eu n-am reușit să identific exact anii extrem, dar asta nu-i poate foarte important, pentru câteva decenii a îndeplinit funcția de arhitect șef al orașului, da, o funcție prestigioasă. El mai este cunoscut și pentru că a fondat aici la Cluj Muzeul Industriilor, iar tocmai din uh, această perspectivă, au fost ridicate actualele clădiri ale Universității Tehnice de pe Barițiu. Ele au fost sediul muzeului și al Școlii de Industrie de la Cluj. El, Pacchelaiu, își și funcția de director al acestei școli. La care includeau și studii foarte serioase de arhitectură și de uh, inginerie a construcțiilor. E adevărat, de tehnologie. Erau și el a cunoscut și școala de desen tehnic. Cumva aceste lucruri erau, erau legate. Erau legate da și cumva și era reprezentantul acestei școli iar pentru acest motiv a ridicat cele două clădiri la cumpăna dintre uh, secolele 19 și 20. Dacă ar fi să vorbim puțin despre uh, istoria celor două clădiri aș începe cu Centrul Cultural cazino de astăzi care practic era un loc de reuniune al celor care făceau parte din elita orașului. Da, istoricii spun loaziri, era o clădire destinată loazirului, adică timpului liber. Sigur că eu aș remarca aici, am citit un aspect foarte interesant, de exemplu, acele alveole ale cazinoului, exedre, le spun arhitecții, acele alveole cumva face parte din această democratizare a arhitecturii în sensul în care vrea acest exedre ar semnifica faptul că această clădire este deschisă comunității și îmbrățișează comunitatea și îmbrățișează comunitatea și cumva devine mai accesibilă decât palatele nobiliare de altădată, da, cumva orașul se deschide burgheziei pentru că era un oraș în ascensiune și burghezia începe să aibă să joace un rol din ce în ce mai important, da, ne conectăm și noi la realitățile europene, trecem de la nu știu, de la ce mai rămăsese din, din epoca medievală, da, cumva facem și noi tranziția asta, și clădirea asta joacă și acest rol de, de simbol al democratizării arhitecturii. Chiar cred că, de fapt, termenul la care se gândeau ei atunci nu are neapărat de democratizare, ci de deschidere către popor. La fel cum s-au gândit cei care au aprobat coloanele lui Bernini la San Pietro, în Roma. Ha, ha. Este foarte este... adevărat. Eu, eu, am, eu, eu am, cum să zic, am abstractizat folosind termenul ăsta, dar e adevărat, da, ei încercau să se apropie, să facă anumite clădiri care să fie mai, mai apropiate de... Mai prietenoase. Mai prietenoase, e adevărat, pentru că mai apoi și chiar și în Cluj, acel stilul art deco, cum e colegiul academic, de lângă universitate, da? Cumva atunci s-a, cum să zic, eu folosesc același termen, s-a democratizat mai tare, în sensul în care vechile palate, chiar și burgheze ori nobiliare, cumva au fost înlocuite de anumite mici clădiri destinate o public. Destinate, cu, au apărut apartamentele, da? Nu-și mai construia un mare om de afaceri sau un mare nobil, un palat imens, ci se făcea un palat cu frumos, cu o arhitectură frumoasă, dar în care locuiau mai multe, mai multe familii și să aibă neapărat și lift era pretenția epocii da, sunt câteva clădiri Art Deco, dar și noi acum fac încă o paranteză că spuneai de Art Nouveau și noi avem o clădire Art Nouveau destul de frumoasă, reprezentativă este clădirea, palatul care găzduiește la parter librăria universității care este un element care întregește cumva Uh, melting potul, ca să folosesc un termen anglosaxon, Perfect. reprezentat de Piața, Unirii. Avem ansambluri gotice, baroce, iată, un da. element de art nouveau, mă rog, și... Avem și la Belle Epoque, oh, și monumentul oh. memorandiștilor, ca să fie totul adus în, și în zona asta contemporană. Da, uh, da. Și, și, mai avem și monumentul Revoluției, da, care este stâlpii, stâlpii împușcați. În da. urmă, e un oraș viu, țesătura și țesutul urban se regenerează și se adaptează fiecare epoci în parte și este foarte bine că nu am avut cataclisme, precum, din punct de vedere arhitectural, precum cel reprezentat de biserica cu termopane de pe eroilor, când au fost dărâmate două clădiri foarte frumoase pentru a face un edificiu, părere mai puțin util, având în vedere că avem și catedrală Ortodox la o distanță foarte, foarte mică. Poate că acea biserică ar fi fost mult mai utilă într-un cartier nou al Crujului în Bună ziua, de exemplu. Dar, mă rog, asta nu a fost decizia noastră, a fost decizia altora de, de morți doar de bine, asta este, nu nu, nu, nu comentăm foarte mult. Aș, da, aș remarca totuși că în acea biserică, cumva, pictura murală sau cu mozaicul din interior este realizat chiar de un, de un artist destul de cunoscut da. care, da? Acum îmi scapă de mine. E, e un croat. Da. Uh, Rupnic. Rupnic uh, Ivan Rupnic. Uh, dacă acea biserică ar fi fost construită într-un cartier uh, muncitoresc sau într-un nou cartier al Crujul, ar fi fost uh, foarte frumos pusă în valoare, ar fi eu așa și văzut, înconjurată de un spațiu verde frumos uh, și ar fi fost o inima unui cartier. Nu, nu ar fi arătat destul de ciudat pe o stradă care și are prestigiul și... Stilul ei, dar mă rog, asta este. Să, să revenim la, la Ios Pachei. Uh, Pachei. Uh, el uh, a construit această clădire a cazinoului pentru loazir, pentru elită, pentru uh, cei care își permiteau să se bucure de timpul liber, dar de asemenea a construit și o clădire care domină unul dintre colțurile pieței universității, pentru că de acolo a pornit discuția. Este vorba de fostul Hotel New York, fostul Hotel Continental, care altădată era locul în care se întâlnea crema culturii, crema intelectualității, a scriitorimii, a actorimii din Cluj. Cum s-a născut acest proiect? Da, orașul Clujul se, se dez, în a doua jumătate a secolului XIX se dezvoltă foarte mult și cumva se simțea nevoia unui hotel care să îngăzduiască personalitățile care vizitau Clujul da? și totodată mai remarc faptul că acest hotel era în preajma universității, da? cumva sursa elitei. Și în preajma primăriei că pe vremea aceea primărie era acolo pe eroilor. Pe pe da. Da. Și în preajma okay, centrului administrativ, ca să zic așa, primăriei și cumva se ridică acest hotel New York. Inițial nu îi spunea așa, dar uh, legenda spune că au adus piesele de mobilier, le-au le-au recondiționat puțin și le-au adus de la hotelul New York din Budapesta, da? de pe Bulevardul RGB, pe care l-am și vizitat personal, acum este o cafenea drăguță acolo. Și cum le-au adus? Acestea aveau inițialele NH și cumva s-a preluat această denumire de hotel New York. Da, e o chestiune foarte, foarte <laughs> interesantă și de... trebuie să spunem că acest hotel nu era faimos doar pentru apartamentele sale care aveau tot confortul modern al acelor timpuri ci și pentru cafeneaua sa. Da, uh, sigur, că da. <laughs> <laughs> sigur că da. Vienez deja. sigur că da, asta e o chestiune de prestigiu, o chestiune de notorietate pe care, în care marile hoteluri, de exemplu, chiar investesc. Chiar dacă poate că, nu știu, calculul economic îți arată faptul că nu e neapărat profitabil o, oh un cafenea sau un restaurant, pentru că e frecventat da, de diversi intelectuali și artiști, dar acești intelectuali și artiști îți aduc notorietatea de care ai nevoie. Investiți în marketing, să spunem așa. <laughs> da, da. Um, Leo pache știa aceste lucruri și a insistat foarte, foarte mult să alinieze clujul la ceea ce se întâmpla peste tot în Europa celor vremuri, și nu doar în Europa acelor vremuri, pentru că deja Începuseră și marile centre urbane din America de Nord să capete uh, un uh, prestigiu care îi făcea pe alții să pălească de invidie, și în acest uh, fel vechiul burg al Clujului se conectează la ritmul trepidant în care se dezvoltau orașele. Uh, europene. să nu uităm că în acea perioadă 1900 Clujul făcea parte din Regatul Ungariei, din cadrul Dublei monarhii, da, Și era al doilea oraș ca mărime după Budapesta. Uh, de asemenea era al doilea centru universitar ca prestigiu și ca mărime, pentru că se să universitatea Franz Josef, devenită după 1918 universitatea Regele Ferdinand I și uh, orașul era un uh, centru în care se întâlneau elita culturală, cea economică, cea aristocratică, pentru că încă erau foarte bine reprezentate familii aristocratice, precum cea baronilor Iojica sau cea baronilor Banfi, care își au două palate acolo în zonă, plus, de asemenea, elita administrativă, pentru că erau foarte mulți funcționari de carieră din dubla monarhie care se stabiau la Cluj, le plăcea aici. Era o chestiune foarte, foarte interesantă. Da. Putem să spunem că Bepuc aceea era una de efervescență? Da, deci eu pot să spun, pot doar să vă enumăr câteva, nu știu, clădiri reprezentative care au necesitat foarte multe resurse pentru a fi construite și toate aceste clădiri au apărut între, nu știu, 1890 1910. Vorbim de palatele de pe Horea, Vorbim de sediu central al Universității da, de pe Cogălniceanu, vorbim de Biblioteca Centrală Universitară, dar revenim la Pachei Laioș cu actualul sediu al Universității Tehnice de pe Barițiu, de da, două palate, Palatul Cazinoului, vorbim și de restaurantul Chios, care a fost ridicat deodată, împreună era un pavilion de patinaj acolo. Da, apare și acest sport, care probabil, sigur, e specific petrecerea timpului liber și aveai nevoie de, nu știu, resurse umane care să-și permită să-și petreacă acest timp liber, și acest lucru se putea întâmpla doar dacă orașul prepatine, care prosperă, erau de, de pe pe Sigur că da, sigur că da. Avem clinicile universitare, da, pe clinicilor, acele clinici universitare, tot în acea perioadă au, au fost ridicate. Dacă ar fi să ne uităm în perspectivă, cum ar trebui să profităm noi în calitate de comunitate de această, de această moștenire. La Centrul Cultural Casino lucrurile sunt ex, extrem de clare, există foarte multe evenimente culturale de prestigiu, nu doar culturale, ci și de business și a devenit, să spunem, o adevărată inimă a acelei zone din, da, din Cluj. Da. <laughs> sunt însă foarte, foarte mulți oameni de bună calitate și au loc totul de evenimente interesante, dar... Avem problema legată de hotelul continental. Ce ar trebui făcut acolo? Ce, ce ai face tu? În ce anume l-ai transforma? <laughs> Bun, acum este destul de dificil să mă pronunț, așa că la modul ideal, sigur, cred că e asta bine acelui hotel să devină un centru cultural, care să fie dedicat evenimentelor, expozițiilor, cafenele, cafenea literară. Uh, sală de, nu știu, o cafenea literară la parter și cu restaurant și eventual o sală de uh, conferințe la etajul 1. Acum, sigur că noi trebuie să ținem cont că aceasta este o clădire privată și cumva cel care o va... Poate o cumpără primăria. <laughs> Poate, la un <unde> moment <laughs> mai serios. Știu că atunci când uh, domnul Boc era premier, uh, exista această posibilitate. Sigur că necesită niște resurse financiare, dar Poate n-ar dacă ajunge să se uite la această emisiune, să se gândească că poate pentru oraș, pe termen lung, ar fi foarte rentabil să ia un credit și să cumpere această clădire pe care să o transforme în acest centru cultural pe care l-am visat cu toții. Adică, sincer să fiu, aș avea fi mult mai mare încredere în administrarea asigurată de primărie decât cea asigurată de dubioși care au ajuns la pușcărie. Uh, și chiar dacă să spunem uh, de obicei statul este mai prost administrator decât mediul privat la Cluj iată avem uh, contra exemplul uh, dat chiar de centrul cultural Cazino, care este foarte bine administrat și care uh, este o la orașului și dacă ne uităm la cele două exemple eu sincer să fiu aș prefera să, să fie sub administrație da, sub administrarea publică chiar înainte de pandemie făcusem câteva statistici uh, da, și constatase în faptul că anual, la cele patru obiective culturale care sunt în, su care stau sub egida primăriei și a centrului de cultură urbană, da? Cazinou, Turnul Croitorilor, Cinematograful Dacia din cartierul Mănăștur și Cinematograful Mărăști, am avut evenimente culturale și proiecții de film 1500 într-un an. 1500 de, 1500 de evenimente, azi? cam puțin 15 pe zi, pun <laughs> <laughs> La 4 locuri. <laughs> da, da, deci o medie da. de 4-5 de evenimente pe zi, ceea ce pe noi chiar, chiar ne încântă, ne, ne încântă acest lucru și cumva cred că deschiderea asta, există operatori culturali în, în oraș, și există cumva, artiști independenți. E, da, da. E foarte, foarte Și foarte, cumva frumos. noi jucăm rolul de platformă pentru acești uh, artiști, da? Artiști. Pentru acești artiști noi jucăm rolul de platformă și cumva lucrurile cumva nu trebuie să fie foarte invaziv și lucrurile se întâmplă de la, de la sine, ca să zic așa, mai ales că avem această platformă extraordinară care este Clujul Universitar. Da? Categoric și acolo este chiar la o aruncătură de băz la o jumătate de aruncătură de băz de universitate, deci eu să fiu foarte, foarte sincer, mi-aș dori ca administrația să aibă, să găsească resursele necesare pentru a cumpăra această clădire extraordinară ar fi pentru Cluj un mare pas înainte pentru că sincer mi-e teama de, de un nou uh, investitor dubios, uh, pușcăriabil care să uh, preia această clădire și să o lase tot așa semi-abandonată. Oricum lucrurile acolo sunt destul de dificile, că e foarte greu să faci hotel că nu ai parcare, sunt tot felul de chestiunile de genul acesta tehnice. Nu, 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 mi dau seama. Știu că la un moment dat au vrut să-l facă un, 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 fel de mol, un mini mol, un... Da, sigur, mult ar... avem, da. avem, dar centre culturale <laughs> cred că nu avem suficiente și uh, să știm cu toții, cei care suntem aici, cred că deja știm, cei care ne -au urmăresc s-ar putea să afle acum, cultura duce profit, este foarte, foarte profitabilă și din punct de vedere economic. Dacă ne uităm la bugetul Marii Britanii, astăzi, Marea Britanie, încasează mai mulți bani din impozitele pe drepturile de autor ale albumelor Beatles decât din impozitele pe industria siderurgică din Manchester ca să dăm un singur exemplu. A, e un foarte bun exemplu. Plus că această, nu știu, manifestările culturale, manifestările artistice îți aduc notorietate și cumva indirect, indirect îți aduc și se întorc foarte și mult. Și chiar și direct, nevoie. adică dacă luăm în calcul faptul că un participat la Antol sau la Electric Castle sau la TIF de obicei dacă vine din străinătate, cheltuie cam 100 de euro pe zi în Cluj ne dăm seama de amploarea Investițiilor sau fluxului de bani care vine dinspre cultură spre economie, și atunci, iată. Da, da. <laughs> e o chestiune foarte, foarte interesantă, și care ar trebui să dea de gândit celor care ne urmăresc, și care ar putea să spună, păi, de ce să cheltuiască primăria banii mei pentru a cumpăra continentalul? Iată un motiv foarte, foarte întemeiat. <laughs> Până atunci, până când vedem care va fi soarta Hotelului Continental, îți mulțumesc tare mult pentru participare la această emisiune și pentru faptul că am reușit să-l aducem în memoria colectivă pe acest foarte, foarte mare arhitect care a marcat destinul Clujului la intersecția a două secole foarte zbuciumate. Mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc, Claudiu! Prieten, vă mulțumesc și vouă! Ne vedem pe net!